Dar atunci când stai cocoțat, când stai cocoțat într-un fotoliu... Oricare ar fi atitudinea față de domnul Muruian, dar ceea ce i s-a întâmplat, este cumva legat că un anumit partid politic a vrut să obțină funcția lui, ori nu? Nu, în cazul domnului Muruianu sunt motive obiective. Și eu vreau să vă spun sincer, în cazul dânsului ar fi fost mult mai corect din partea dânsului să-și fi depus demisia și era mult mai corect. Pentru că au fost prea multe cazuri clare, inclusiv cu decizii la CEDO. Dar s-a suprapus asta cu dorința unui partid de a prelua... Ceea ce a deranjat în toată această perioadă de timp, modul în care au fost aceste destituiri și după care contestate la Curtea Constituțională și declarate a fi neconstituționale. Și insistența și toată această procedură, sigur, nu este una plăcută.